Gruparea suceveană a terminat faza grupelor cu două victorii în două meciuri, 16-10 cu Perla Murfatlar și 25-18 cu Arena Bacău. Handbaliștii lui Răzvan Bernicu au câștigat turneul semifinal după ce s-au impus în finala competiției de la Suceava cu scorul de 23-19 în fața celor de la Axiopolis Cernavodă. Podiumul în trecerii a fost completat de Arena Bacău, care a trecut în finala mică de reprezentanta Bârladului. Concursul a fost organizat de Federația Română de Handbal, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Asociația Județeană de Handbal și Liceul cu Program Sportiv Suceava, beneficiind totodată de sprijinul mai multor sponsori. Turneul final al Campionatului Național de Juniori 4 va avea loc în perioada 6-9 iunie și va reuni la start 12 formații.